Salutare din nou, de data asta și dintr-un loc nou. De azi înainte o să filmăm într-un loc frumos și căruia vreau să-i fac un pic de reclamă, dacă vreți. Moon Events and More. E un loc foarte frumos de făcut evenimente. În spatele meu e doar o parte din minunea care este aici la Moon Events. Îi mulțumesc pe această cale proprietarului care a avut înțelegere pentru noi și ne ajută foarte mult, evident, acest lucru. Lângă mine debutează la Moon Events și o tehnologie destul de nouă și interesantă cu care până acum n-am interacționat foarte mult. Și anume vorbim de un model Nissan e-Power. După părerea mea, e-ul ăla vine mai mult de la experimental decât de la electric, dar o să discutăm pe parcurs despre treaba asta. Ideea este că aici avem un hibrid în serie, nu paralel cum avem la modelele Toyota și nici alte sisteme, că am văzut o grămadă de sisteme. O să discutăm destul de detaliat despre tehnologia asta pe care o mai regăsim pe niște mașini de la Nissan și o să le avem aici pe platou și pe ele. Ideea de bază este una foarte interesantă și anume, fiind un model hibrid, vă imaginați că există un motor termic combinat cu un motor electric și în esență este corect, dar diferența majoră sau abordarea diferită pe care au avut-o Nissan în cazul acesta este că motorul termic nu acționează sub nicio formă mașina. Deci motorul termic nu este nici, cum să spun eu, neapărat doar cu rol de generator, el are mai multe roluri în sinergia sistemului hibrid de aici. Ideea este însă că propulsia este eminamente electrică, deci mașina este acționată doar de un motor electric care are 188 de cai, deci o putere care duce cașcaiul într-o altă zonă, către o altă concurență. Ce au vrut să facă cei de la Nissan cu aceste power? Ei au zis ceva de genul ăsta. Sunt oameni care sunt încă sceptici la viitorul electric, sunt oameni care sunt greu de îndreptat, greu de obișnuit cu ideea de mașină electrică și atunci noi vrem să le oferim o alternativă care să-i scape de această anxietate a distanței pe care o poți parcurge, care să-i scape de stresul încărcării la priză, dacă găsești priză, dacă am unde, dacă se potrivește, dacă merge, dacă e cu plată, dacă e fără plată. Și acest lucru nu se putea face decât printr-un hibrid. Sigur, eu care sunt un curcătaș, aș spune, aș fi preferat ca cei de la Nissan să ofere și o variantă de încărcare electrică, însă bateria nu este una foarte, foarte mare, o să intrăm în detalii tehnice imediat, și atunci poate că pe undeva ce reușește să ofere mașina asta, o senzație care este foarte greu de găsit la alte mașini, și anume senzația de rulare tipică unui vehicul electric, pentru că în esență mergi tot timpul acționat de un motor electric. Și în același timp cu o autonomie teoretică demnă de unul dintre cele mai economice modele termice, adică cel puțin în teorie cu un rezervor de 55 de litri care are rezervorul, cel puțin în teorie poți să atingi sau chiar să depășești 1000 de kilometri. Deci vorbim de teorie. În practică, la vremea rece care este acum, am avut 700 km pe bord, o să vedem cum evoluează range-ul în stilul meu de condus, o să mergem și în oraș, în oraș unde sistemul este mai avantajat și în același timp o să mergem și pe autostradă și o să facem toate testele pe care le facem cu toate mașinile. Legat de exterior, culoarea e diferită de cașcaiul pe care deja l-am prezentat, nu o să mai insist asupra platformei că există o prezentare pe canalul nostru și vă invit să o vedeți și o să vă pun chiar și link-uri acolo ca să vă fie ușor să vedeți prezentarea unui model Qashqai tot în echipare de vârf. Paranteză, mașina pe care o vedem aici este în echipare Tecna Plus, plus jantele de 20 de inci. Ca observație, în momentul în care ai jantele de 20 de inci comandate opțional pe Tecna Plus, nu mai ai acces la roată de rezervă temporară. Deci nu mai există roată de rezervă temporară, ci doar kit de pană.
În rest, mașina are niște detalii la exterior pe care o să le vedem împreună, respectiv niște inscripții cu e-power și alte mici mărunțișuri. În esență rămâne un Qashqai, mai greu cu 200 de kg decât un Qashqai obișnuit, însă ce mi-a plăcut foarte mult la mașină, cel puțin până acum am făcut vreo 118 km cu ea, nu se simte diferit. Adică mașina se simte destul de ușoară și senzația pe care mi-o lasă este că îmi place foarte mult modul în care operează acest e-power. Știți că eu nu sunt amator al mașinilor neapărat full option, dar din păcate sau din fericire, acest Qashqai chiar este full option, adică are Tecna Plus, două culori, vedeți caroseria albă, plafonul negru, are inclusiv trapă și beneficiază de jantele de 20 de inci. Așadar, cel puțin teoretic, nu mai pot spune nimic peste ce este în acest Qashqai. Pneurile sunt Pirelli Soto Zero, de iarnă, bineînțeles, Winter 270, serie 2, 235 x 45 R20 100 W M plus S Fulgu Muntele. Pentru ca să putem să facem comparații obiective cu alte modele, inclusiv cu Qashqai-ul deja testat de noi. În rest, platforma tehnică este similară. Diferențele apar din ce? Din faptul că având o greutate suplimentară distribuită diferit, centrul de greutate și comportamentul dinamic pe viraje, cel puțin teoretic, ar trebui să fie diferit. Din fericire au reușit să facă, probabil că sunt anumite ajustări și la suspensie și la modul în care reacționează arcurile și amortizoarele, în așa fel încât senzația pe care oferă mașina dinamic să fie asemănătoare sau cel puțin greu de identificat diferențele pe un drum virajat. Și asta este un lucru excepțional, adică știu că mașina este mai grea, dar în momentul în care o conduc și în care o conduc și mai dinamic, nu îmi transmite acest lucru mașina. Înțeleg și faptul că având o putere mai mare în anumite situații te păcălește la modul că ți se pare că mașina este mai ușoară, dar modul în care răspunde mașina pe viraje pare să fie foarte asemănător cu al unui Qashqai cu motor termic, mild hybrid sau altă combinație. Din spate o să vedeți că nu sunt modificări față de un model normal. Excepție e-power-ul de aici și faptul că din 2020 spre 2021, dacă mi-amintesc eu bine, de la Nissan Ariya, avem logo-uri luminate și în față și în spate la vehicule electrice. Eu văd aici că și ăsta s-ar putea să fie luminat. N-am reușit să văd dacă e luminat sau nu. O să vedem în seara asta. Ideea este că așa îmi pare sau dacă nu, oricum este diferit. Și logo-ul spate și cel din față sunt diferite decât cele de la Qashqai-ul pe care l-am avut noi, cel albastru. În rest, o să vedem și în portbagaj și la interior. Sunt unele diferențe, o să insist asupra lor, dar foarte puține, ținând cont că avem 200 de kg în plus și că există o baterie care are un volum totuși apreciabil. O să vedem în portbagaj, nu sunt diferențe sesizabile la prima vedere. Cum spuneam, portbagajul mie îmi pare cumva neschimbat. Deci tot 436 de litri dacă ai roată de rezervă. Noi nu mai avem roată de rezervă, dar avem sistemul la Bose dedesubt, o să-l vedem. Și extensibil până la 1516, cred. Deci nu ai pierdut nimic, ai aceleași facilități. Renault Group, scrie pe ăsta, și Made in România. Nu știu dacă e de la Nissan ăsta sau altceva, dar era lipit acolo. Ideea este că e decentă mașina pe partea de spațiu în portbagaj. Se uită repede. Mai are continuare chestiile astea ca la celelalte modele. Deci să poți să faci compartimentări și alte șmecherii, ceea ce e foarte bine. Da? Parcă asta nu mi-o amintesc de aici, nu știu ce e.
important e că avem ocazia să ridicăm, să vedem, nu? Sau nu, până aici. Cred că se poate. Ia să vedem noi. Se mai poate ridica? Ba da. Cred că aici e o baterie. Da, ce baterie? Ba da, e o baterie aici de 12 volți. Da, nu știu dacă pot să ridic eu mai mult de asta, dar aici e o baterie. Da? Aici bose și kitul de pană. Sub capotă, la prima vedere, nu ți se pare așa mare chestie, mare diferență față de, să zicem, un compartiment motor în care avem doar un motor termic. Doar că aici e un pic mai complicat și un pic mai diferit decât un hibrid normal. În primul rând, înainte să intru în detalii tehnice și în timp ce ne uităm la acest frumos compartiment motor destul de aglomerat și e normal că sunt o grămadă de sisteme aici, vreau să notăm câteva diferențe care sunt față de varianta cu tracțiune integrală și CVT pe care am prezentat-o deja, în afară de greutate, că e o diferență de greutate substanțială între modele, mai sunt anumite subtilități. De exemplu, la varianta e-Power nu ai suspensia multilink decât în cazul în care optezi pentru o variantă cu jante de 20 de inci. Orice altă variantă cu 19, 18, 17, ce mai e acolo, vine cu suspensie de tip bară de torsiune. Deci asta e o diferență foarte importantă și care nu e prezentă la celelalte modele. Pe urmă, tot din cauza faptului că aici avem un sistem hibrid mai interesant, e o mică diferență și la garda la sol. Adică restul de cașcaiuri, indiferent dacă sunt 4x2 sau 4x4, vin cu o gardă la sol de 18 cm, în timp ce aici avem 17,5 cm. Nu știu de unde vine, probabil că e din diferența de greutate, se pierde o jumătate de centimetru, fiind o mașină de tip 4x2, din punctul meu de vedere e mai puțin relevant că sunt 18 cm sau 17,5. Îmi pare rău că nu, cel puțin deocamdată, nu văd o opțiune de 4x4 pe acest cașcai, opțiune care este existentă într-o variantă e-Power pe X-Trail. O să aducem și X-Trail săptămânile următoare și ar fi o soluție interesantă. Adică, pentru mine, niște chestii nu au logică. Dom'le, ne apucăm să facem SUV-uri 4x2 în detrimentul aerodinamicii cu aer mult care trece pe dedesubt. De ce? De ce? Dacă tot îl faci SUV, vino și oferă-mi opțiune de 4x4. O să ziceți, da, dacă aș care are opțiune de 4x4, dar eu sunt mai păcătos și vreau e-Power, care îmi place foarte mult, cu variantă de 4x4. Și acum să ne întoarcem și să vedem rapid ce este în compartimentul motor și o să încerc să explic. Nu se văd foarte multe lucruri de dedesubt, că de fapt schema este toată șmecheria. O să vă pun un link în descrierea filmelor, unde există un film făcut de Nissan, un film explodat, cum ne place nouă să spunem, adică sunt prezentate sistemele individual și o să înțelegeți mult mai bine de acolo decât încerc eu să vă spun acum. Dar așa, la prima vedere, ce avem aici? Avem un motor foarte interesant și mi-ar fi făcut o plăcere deosebită să vă spun o mie de lucruri despre el, dar în momentul de față el are doar funcție de generator și pentru mine a devenit absolut neinteresant, pentru că interacțiunea mea cu el este minimă. Eu nu mai simt motorul ăsta cum aș simți un, nu știu, 1.4 la Logan, cu care mergi și simți fiecare vibrație, pentru că fiecare vibrație și fiecare accelerare sau încetinire pe care o ai cu mașina este direct în legătură cu motorul acela termic. Aici motorul ăsta termic are doar un rol de generator și pentru mine acest lucru e, cum să vă spun, ca și cum stai la casă și ai un generator de backup, tu ții curentul de la Enel, știi că mergi pe Enel și la un moment dat îți pornește generatorul în spate. Sincer, te interesează să-ți pornească și să-ți dea curent, nu te interesează emoțional că el are, nu știu, raport de compresie variabil sau că acum 10 ani genul ăsta de tehnologie era o minune tehnică și, în fine, poate dacă o să am așa, dacă o să-mi vină mie vreun moment ăsta de nefericire, o să vă spun mai multe despre motor, dar, sincer, repet, nemai fiind relaționat, imaginați-vă acest lucru, acest motor termic
Pe mine nu mă mai interesează la ce turație, nu mă mai interesează că ai turometru în bord sau nu, pentru că este irelevant, pentru că viteza mașinii mele nu mai este dependentă de turație și nu mai este dependentă de cutia de viteze, care de fapt în cazul acestui hibrid nici măcar nu mai există, că nu mai avem o cutie de viteze. Deci spuneam, aici avem un 3 cilindri în linie cu raport de compresie variabil. O să intru și în detalii imediat. Vedeți, aici sunt două vase de expansiune. Este normal că sunt două sisteme de răcire separate. Unul răcește motorul termic, unul răcește motorul electric, invertorul și zona de hibrid și zona de propulsie. Pentru că aici este minunea acestui e-Power și îmi place foarte mult. Am făcut mulți kilometri și o să mai fac cu mașina. Este un sistem hibrid extrem de interesant pentru vremurile noastre. Un experiment al celor de la Nissan, care ne arată că mai sunt și alte forme de exprimare ale hibridului. Nu este ceva nou, cred că au mai fost și vor mai fi genul acesta de sisteme în care motorul electric să fie doar generator, să nu fie conectat cu zona de transmisie, dar varianta asta de la e-Power mie mi se pare foarte interesantă și o să vedem împreună de ce. Aici avem toată zona asta pe care o vedeți aici, este o zonă de admisie. În momentul în care se închide capota, aici se formează o zonă de admisie de aer, aerul vine din grilă, este băgat într-un mare filtru de aer pe care îl vedem aici, se duce destul de ocolit prin spate și încă o dată, nici nu mai știu de ce mă chinui să spun povestea asta, pentru că pe mine nu mă interesează. Ăsta este un motor care merge, presupun, cel puțin din ce am observat eu, că are niște presetări de turație, deci nu nici măcar în funcție de efortul pe care îl faci ce mașina, adică tu să spune că ești într-o accelerare în forță, asta nu înseamnă că motorul ăsta se va tura el variabil, nu, cred că are niște turații prestabilite la care funcționează, da? Adică gen în funcție de starea de încărcare a bateriei și în funcție de starea de încărcare a mașinii, adică ce îi soliciți tu de la pedală, el te variază între acele, exact ca un generator, da? În momentul în care sarcina pe generator e mai mare, ce se întâmplă? Crește turația. Dar nu este ca și cum ai o pedală de accelerație automată care, nu, așa cred eu, sunt niște niveluri prestabilite. Deci, toată minunea asta tehnologică face însă niște chestii foarte interesante și anume, reușește să ofere cel mai mic consum din gama Qashqai. În ciuda faptului că mașina e mai grea cu 200 kg decât alte modele Qashqai cu termicul mild hybrid și în același timp oferă și o performanță foarte bună de emisii, adică cele mai scăzute emisii din gama Qashqai. Și acest lucru, da, ăsta era scopul, nu? Ăsta e scopul. De fapt, pentru asta s-au chinuit să facă toată șmecheria asta. Acum, așa ca layout, în afară că v-am zis că aici e un motor cu 3 cilindri în linie, undeva jos se află un generator care este conectat cu motorul. Sub filtrul ăsta de aer de aici se află invertorul, care este foarte important, este crucial, pentru că invertorul ce face de fapt așa schematic, el compatibilizează curenții dintr-o parte în alta, da, în funcție de ce faci, când accelerezi mașina consumă energie din baterie, când ești în frână de motor sau frânezi cu frâna de serviciu, mașina recuperează energie și acea energie totul este dus înainte și înapoi din baterie către motorul de acționare electric și invers prin intermediul acestui invertor și de asemenea inclusiv curentul generat de motorul termic și care este motor termic conectat la un generator care generează acel curent, se duce tot în invertor și din invertor fie în motorul electric de acționare al mașinii, să spunem, fie înapoi în baterie pentru încărcare. O chestie foarte interesantă și pe care nu știu dacă multă lume a observat-o este faptul că și eu am avut tendința la început să consider ce, da domne, e o chestie simplă, avem un motor electric care acționează mașina, care are un sistem, practic un reductor care este conectat cu planetarele și aia e tot, nu mai ai cutie de viteze, nu mai ai, foarte simplu, ca la o mașină electrică, deci practic ai o pseudo mașină electrică
la care s-a adăugat un motor în 3 cilindri foarte performant cu rol de generator, nu? Asta e schema așa principal. E, când privești un pic mai atent și te uiți cum funcționează sistemul, observi că de fapt ești păcălit. Ai impresia că ce se întâmplă? Bateria alimentează motorul electric și pe măsură ce se descarcă bateria sau când ajunge la un, anumit grad de descărcare, intervine motorul termic care ce face? Și aici e păcăleala pe care o iei prima dată. Bagă înapoi energie în baterie pe care tu o folosești prin intermediul invertorului, o duci în motorul electric și mașina se deplasează. Și nu e așa. Adică e așa, dar până la un punct. De ce spun că nu e așa? Pentru că în momentele de accelerație maximă, deci în momentul în care mașina este solicitată și bateria, nefiind foarte mare, are sub 2 kW, se descarcă rapid, în momentul ăla motorul termic pornește și nu încarcă bateria, ci energia făcută de generator, produsă de generator, este trimisă în invertor și din invertor direct în motorul electric. Ceea ce înseamnă că în momentul respectiv sau în momentele respective, în anumite situații de funcționare ale mașinii, atât bateria cât și generatorul acționat de motorul termic furnizează simultan energie către motorul electric al mașinii. Acest lucru este o soluție, dacă vreți, nu de avarie, că e un cuvânt urât, avarie, este o soluție de compromis care să compenseze dezavantajul unui astfel de sistem hibrid de tip serial. Dezavantajul care este? Haideți să comparăm rapid cu Toyota, să spunem. Care e avantajul la un Toyota? Ai două motoare, nu? Ai un motor electric și un motor termic care funcționează în sinergie și ele oferă, în momentul în care tu ai băgat pedala în podea, ce oferă? Ambele oferă putere și ai o putere combinată, da? De multe ori nu e foarte mare, adică depinde de sistem. Acum am zis de Toyota, dar sunt și alte hibride care funcționează așa. În cazul de față, noi avem pentru propulsia mașinii un singur motor, 188 de cai, 330 de Newton parcare. Și ce faci tu? Ai vrea ce? Bă, dacă tot mai am nu știu câți cai la ăsta, să-i folosesc cumva. Nu se poate. Deci ăsta e un dezavantaj al acestui sistem. Faptul că ești limitat doar la puterea motorului electric și limitarea nu vine din putere doar, ci vine din faptul că bateria este mică. Și atunci, în anumite situații, mașina permite și funcționarea în mod exclusiv electric. Avem buton EV la bord. În momentul în care apeși butonul ăla EV, cel puțin în teorie, ai putea să faci undeva la 2,3-4,5 km. Dacă bateria este încărcată, deci ai avut tu grijă să-ți o încarci, generatorul să fie la maxim, o dai în mod electric și poți să mergi, nu știu, între 2 și 4 km, hai să zicem, ca să fie cel puțin teoretic. În realitate nu se întâmplă chestia asta, pentru că condiția trebuie să fie foarte bună. Probabil că mergi 1,5 km, 1,8 km și în momentul ăla îți intră motorul termic. Problema în trafic real, pe autostradă, la depășiri, la chestii de genul ăsta, este că dacă ești în modul electric, să spune că tu rulezi în modul ăla electric, în momentul în care ai apăsat pedala la podea, este foarte posibil să-ți dea și mașina dă, în anumite situații, mesaj că nu poate pe moment să-ți asigure toată puterea necesară sau ce vrei. Și asta e oarecum frustrant și trebuie să te obișnuiești cu ideea. În timp ce la un hibrid convențional paralel, ce se întâmplă când ai apăsat pedala la podea? Ambele motoare dau totul ca să te rezolve, să-ți rezolve problema. Bun, constructiv vorbind, acest motor termic în 3 cilindri nu este conectat în niciun fel cu zona mecanică a mașinii, deci nu are legătură cu planeta. El este conectat doar la un generator, generator care la rândul lui trimite prin niște cabluri curent către invertor. Invertorul e sub filtrul de aer, iar sub invertor, undeva mai jos, este motorul de acționare, care e cumva, dacă vă imaginați că aici am avea un motor convențional, ar fi cam în locul în care de obicei noi găsim cutia de viteze. Da? Cutia de viteze convențională e cam în locul unde este motorul acum. Motor care, cum spuneam, nu are cutie de viteze, că nu e cazul în această soluție constructivă. O să ziceți, da, domnule, dar de ce am cumpărat așa ceva, că nu mai ai dezavantaje, uite, n-ai putere, n-ai nu știu ce. Nu. De ce aș cumpăra așa ceva? Pentru că experiența de condus este una de mașină electrică. Adică beneficiezi instant de
putere și cuplu, da? De la, hai să nu știm, de la zero, că acel cuplu maxim este de la 3500, dacă îmi amintesc eu. O să vă citesc de pe fișă ca să nu greșesc, să fie datele corecte. Deci experiența este de mașină electrică. Tu conduci această mașină permanent propulsat de un motor electric și acest lucru este absolut fabulos față de orice alt hibrid existent. Că sunt hibride care au plusuri și minusuri, evident, față de acest e-Power de la Nissan, dar experiența de condus electrică este senzațională și, într-adevăr, mașina face ceea ce spune Nissan că face, obișnuiește omul cu experiență electrică fără stresul autonomiei. Probabil că voi putea să fac peste 1000 de kilometri cu un plin, ceea ce e fabulos pentru așa ceva. Și experiența de conducere electrică, dacă n-ați experimentat-o până acum, vă sfătuiesc, fie cu un e-Power, fie cu orice mașină electrică, să mergeți, ca să înțelegeți că viitorul nu e atât de negru pe cât încearcă unii să ne spună una sau alta. Din cauza modului în care este conceput acest hibrid, nici nu ai consum instantaneu. Ce consum instantaneu să ai? Ce? Să-ți arate ce? Pentru că, repet, încărcarea poate să fie complet diferită, deci curentul generat de acest motor poate să fie complet diferit în funcție de N situații pe care le întâlnești în trafic. Și atunci, ce să-mi arate mie? Să merg pe bord la 80 și să văd ce? Nu mi-arată, nici nu există consum instantaneu la bord. Dar există, atenție, un consum mediu. Și acest lucru este normal, adică am făcut 300 km, în acei 300 km generatorul ăsta pornește de 30 de ori, nu știu, 50 de ori, habar n-am de câte ori pornește. În alea 50 de momente, că nu sunt momente, 50 de intervale în care a fost pornit, el a consumat, nu știu, 5,8 litri la 100 de kilometri parcurs. Da? Deci a consumat, să zicem, la 200 și ceva de kilometri, 10 litri de carburant. Da? Un exemplu ipotetic. Și aia ni se arată la bord. Și în același timp mai avem o chestie, când oprim motorul, ni se arată cel mai mic consum. Eu ce am obținut până acum, sau sper să vi-l pot și arăta și filma, a fost 1 litru la 100. Adică, practic, dacă am condus economic și așa, am reușit să pornesc acest Nissan e-Power 3 cilindri minunat și ăsta a consumat 1 litru pentru 100 de km parcurs. Mie se pare fenomenal. Bun, consumul per total cât am mers până acum e mai mare, era 5,8 când am oprit noi mașina aici, dar pentru un hibrid este destul de rezonabil, mai ales că este SUV și mai ales că, și ăsta e un aspect important, mașina are o putere respectabilă de 188 de cai și acest lucru se simte în dinamică. Acum vă citesc după foaie, deci să nu râdeți de mine dacă e ceva greșit, că asta scrie pe foaie. Deci e-Power ăsta de 188 de cai este NOVC Hybrid Electric Vehicle. NOVC e un acronim care vine de la faptul că mașina nu acceptă încărcare externă. Da? Deci este no off-grid, nu știu cum, vehicle charge, ceva de genul ăsta. Și aici mă duce pe mine la o problemă pe care eu aș fi făcut e-Power ăsta un pic altfel. Eu aș fi pus o baterie mai mare, un pic, da? Nu știu, 100 kg în plus. Să fi avut o baterie mai mare în plus și să fi avut, cum are Kia și Hyundai acum și alte mașini au, acea posibilitate de a încărca bateria la priză. Eu cred că ar fost interesantă chestia asta și nu m-ar mira ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să vedem un PHEV e-Power, deși nu știu să fie sau să se gândească acum, dar eu văd o oportunitate aici, în sensul să pot încărca bateria aia, să nu mai aibă 2 kW, să aibă 6, nu știu, ceva de genul ăsta. Și să o pot încărca de acasă, că mie mi-ar plăcea. Am panouri solare acasă sau poate la serviciu am încărcare gratis. De ce să nu încarc? De ce să nu colectez, dacă se poate? Și doi, mă întorc la Hyundai și Kia, să am posibilitatea să dau energia aia înapoi. Adică să... Ce ar fi fost dacă acolo unde avem mufa de alimentare cu benzină sau pe altă parte să mai am o clapetă de unde să-mi pot, când mă duc să fac camping sau nu știu, vreau să fac ceva cu mașina, vreau să folosesc o sculă electrică undeva, să am posibilitatea să o bag în priză și să folosesc energia aia de 6 kW din baterie. Ar fi o chestie interesantă, zic eu. Și nu are. Deci ăsta e NOVC. 3 cilindri în linie, 4 supape pe cilindru,
Îți spuneam că are raport de compresie variabil, care este o chestie absolut șmecheră pentru genul ăsta de motor. Având o cilindree care variază între 1477 și 1497 de centimetri cubi, deci practic el este un motor de 1,5 litri, să-i spunem, în 3 cilindri, cu 156 de cai la 4600 rotații pe minut, 270 de Nm cuplu de la 1800 la 3750 rotații pe minut. Ce relevanță au datele astea pentru mine sau pentru voi? Sincer, niciuna. Ce ne interesează de aici? El este un generator care alimentează un acumulator, da? De fapt, despre asta. Deci pentru mine acum că are, el putea să aibă și 50 de Nm cuplu, că pe mine nu mă încălzea cu nimic. Dacă la 50 de Nm cuplu putea să-mi încarce bateria în timp util, adică să-mi dea energia de care am nevoie ca să pot conduce această mașină, era suficient. Deci în momentul în care motorul ăsta nu este conectat la transmisie, pentru mine are zero relevanță. Putea să fie și un cilindru, da? Putea să fie monocilindru, putea să fie orice, doi cilindri, să se miște acolo și să încarce. Cum sunt, că știți că sunt alte sisteme din astea pe diverse vehicule care folosesc ca generator. Bă, culmea, are și GPF, pentru că, na, fiind un motor care are emisii, ele trebuie să fie conforme cu ce? Cu Euro 6, de ciclurile VLTP și așa mai departe. Și atunci are toată suita de after treatment, să-i spunem, în așa fel încât emisiile să fie fără probleme. Și ajungem acum, de fapt, la ceea ce ne interesează, bateria. Bateria este poziționată cam pe zona de scaune față, de desubt. Se și vede, o să încercăm să filmăm, că sunt niște guri de aerisire acolo și ea este, ocupă cam tot spațiul ăla de sub scaune. Avantajul major este că nu s-a umblat la portbagaj, deci spațiu în spate pentru pasagerii din spate și spațiu din portbagaj este la fel ca la un alt Nissan Qashqai, diferă doar configurațiile, că dacă iei pasta cu jante 20, n-ai numai roată de rezervă temporar, dacă iei Bose, ai subwooferul pus în portbagaj, deci poate să fie diferențe de, nu știu, 30 de litri de la o echipare la alta, în funcție de cum ți-o configurezi, dacă are roată de rezervă temporar sau nu, de exemplu. Dar în rest, o să-l și filmăm portbagajul, este fix același lucru. Bun, spuneam de baterie, o baterie performantă, 1,97 kWh și tehnologia 346 de volți. Motorul electric are 140 de kW, respectiv 188 de cai putere, de la 4500 la 7500 rotații pe minut și 330, am ținut minte bine cuplul, de la 0 la 3000. Deci ai cuplu de la 0, da? Până la 3000 de rotații pe minut. Peste 3000 de rotații pe minut, valoarea de cuplu probabil că scade. Ce mai este interesant aici? Avem o valoare care nu e scrisă în tabel, ce înseamnă 65 de kW. Și m-am întrebat ce dracu e cu 65 de kW. Ăștia am căutat și ce este acest 65 de kW? Este puterea maximă pe care o poate susține motorul pe 30 de minute. Deci ajungem la ce povesteam eu la început, că în anumite momente, în funcție de încărcarea care este pe mașină, s-ar putea să-ți apară niște limitări. Am mai avut genul ăsta de limitări și am și filmat live niște chestii de gen. Cred că pe un Renault, nu mai știu dacă e Tech, cred că pe Clio e Tech am pățit. Adică în momentul în care băgam piciorul în pedală să facem niște reprize, în momentul ăla mașina a zis, da, mai stai puțin că nu mi s-a încărcat. Sau ceva de genul ăsta. Stai că nu sunt pregătit acum. Și deci probabil că în anumite ipostazi, eu nu le-am întâlnit până acum la aceste power, dar știu că ele există, s-ar putea să existe anumite limitări. Gen, dacă tu vii în forjă cu mașina cu 170 de km pe oră, s-ar putea să nu poți să susții chestia asta nelimitat. Adică să mergi 4 ore cu 170. S-ar putea ca după o jumătate de oră să zică, alo, vezi că aterizează străbunica, dacă mai știți gluma. În rest, direcția la fel asistată electrică la celelalte
cașcaiuri. Ce ar mai fi interesant de menționat ar fi datele de consum și performanță. Și avem așa, la Tecna Plus, adică varianta cea mai grea practic, consumul mediu ar fi de 5,4 litri pe 100 de kilometri, în timp ce la un Accenta, care este varianta cea mai ușoară, fără trapă, fără 1000 de opțiuni și așa mai departe, am avea 5,3. Deci o diferență, eu zic că infimă, pentru deja că cineva se gândește, da, domne, nu-mi iau Tecna Plus că o să consume cu 100 de grame mai mult, e ridicol. Nu, e chiar e super ok că e doar 5,4 în versiunea full. În timp ce emisiile sunt 122-123 de grame pe Tecna Plus, probabil că variază și în funcție de jante, în mod cert variază și în funcție de jante, în timp ce la un Accenta avem 120 de grame pe kilometru. Viteza maximă 170 la toate modelele cu e-Power și 0-107,9. Acum, sigur, astea sunt, după părerea mea, rotunjiri. Pentru că, fără îndoială, la un model care cu 100 kg mai ușor, să zic, presupunând că un Accenta e cu 100 kg mai ușor, s-ar putea să nu fie, s-ar putea să fie cu 50-60, alea 50-60 de kg, vă garantez că dacă faci un test pe bune de 0-100, o să fie diferențe. Nu o să fie 7-9, o să fie 7-9 la Tecna Plus și o să fie 7, nu știu, 7-7-8 la un Accenta. Deci diferențe sunt, dar ei le-au rotunjit ca să fie ok. Ce vreau să spun este că pentru un hibrid, chiar dacă nu e cea mai spectaculoasă performanță, gândiți-vă că există hibride acum super avansate cu 300 de cai, cu 360 de cai și așa mai departe, totuși, din punctul meu de vedere, ca dinamică, mașina este foarte interesantă și vreau să subliniez următorul lucru. În primul rând, pentru că mergând eminamente electric tot timpul, are o viteză maximă de 170 km pe oră, gândiți-vă că alte mașini chiar foarte moderne, chiar 2023, sunt limitate la 150, 156, 160 de km pe oră și aici nu ai această limitare. Cine ajută? Ajută e-Power-ul ăsta, pentru că el asigură de ce există limitarea la alte vehicule electrice, de exemplu. Există pentru că se descarcă foarte rapid bateria sau altele chiar au limitarea ca să nu se încălzească foarte puternic bateria și să ai alte probleme. În timp ce aici nu ai nicio problemă, pur și simplu poți să mergi fără griji. Mai zic o dată, aici e o minune inginerească, dar care pe mine chiar nu mă interesează, mă lasă rece. Nu știu dacă înțelegeți și cred că multă lume o să fie de acord cu mine. Pe mine mă interesează ce e aici. Ăla îmi dă senzațiile, ăla mă plimbă, ăla mă... ăsta... Deci, cum s-ar zice, nu mă interesează de unde își face Enel curentul, că e nuclear, hidroelectric, solar sau așa. Pe mine mă interesează atâta timp cât se oprește la mine. Ce vreau să mai remarc în compartimentul motor, v-am povestit eu, cred că la acela Qashqai, că avem capotă de aluminiu, aripi, nu mai știu, sunt mai multe elemente ca mașina să fie mai ușoară. Mă interesează că au făcut niște eforturi pentru antifonare, care se văd. Și mașina în esență este destul de bine antifonată, dar ce am observat și s-ar putea să deranjeze pe anumiți oameni care sunt mai sensibili, în momentul în care stai la relantii cu mașina, relantii și tâmpenie, deci când stai oprit cu mașina și pornește motorul electric, pardon, pornește motorul termic, în momentul în care pornește acest motor termic, are un țiuit înăuntru, știți, țiuitul ăla ciudat, probabil că vine de la generator sau de la ceva, și se simte un pic înăuntru, așa, intruziv. A, dacă ai sistem audio pornit, muzică, nu știu ce, nu te mai deranjează. Dar altfel pe loc, și o să încerc să și filmăm să vedem dacă se aude chestia asta, e un pic deranjant. Ideea este că rezultatul în practică pentru mine este o mare surpriză. Adică știți că sunt fan Kia, Hyundai, îmi plac foarte mult hibridele grupului Hyundai, și electricele nu mai spun, dar acum la momentul ăsta că aș fi pus în situația de a lua un hibrid, vă spun sincer că cel mai mult mi-a plăcut e-Power-ul ăsta. De ce?
Nu că nu e complex, este complex, dar are două elemente care cumva îl disting de restul lumii. În primul rând, nu mai ai cutie de viteze, care trebuie să recunoaște că o fi ACVT, că o fi dublu ambreiaj, că o fi automată convențională sau cum știți foarte bine că Mazda are o soluție aici pentru PHEV-ul ăla pe care l-am prezentat. Hyundai, Kia la fel au soluții, toți au fel și fel de soluții. Deci cutia de viteze este un punct slab. Pentru că ce? E complexitate. Este complexitate, multă mentenanță, frecări. Marea șmecherie la acest Nissan e-Power este faptul că frecările existente într-o potențială cutie de viteze care ar fi fost montată acolo au dispărut, ele nu mai sunt, și în același timp posibilitatea asta de a se strica, că ai fluid de acolo, o cutie, trebuie să schimbi uleiul la cutie automată, ai nu știu câte ambreiaje prinăuntru, mini ambreiaje și așa care se uzează. E, toate aceste lucruri la e-Power nu sunt. Nu sunt, este ca și cum ai un motor electric pe o mașină electrică, da? Lângă care mai merge așa un generator. Și asta e o chestie foarte șmecheră pe care o face e-Power-ul. Deci asta este prima șmecherie care îmi place la e-Power. Și a doua este, bineînțeles, senzația de electric. Tot timpul beneficiezi de faptul că ești condus de un motor electric. Și acest lucru pentru mine este superior oricărui alt hibrid pe care l-am întâlnit până acum, chiar dacă unele s-ar putea să fie mai eficiente, mai puternice, mai nu știu cum. Dar ca senzație, ca wow, factorul wow, pentru mine e-Power-ul ăsta este cea mai mare surpriză. Am condus mașina, am făcut câteva sute de kilometri, nu știu, 300, 400, habar n-am cât am poborât acum, dar vă spun că deci este absolut genial. Gândiți-vă că nu mai există, deci mașina pleacă dimineața, apeși un buton și pleci. Nu mai stai că să pornească motorul termic, pornește el când? Că și asta e o chestie foarte interesantă. Motorul termic dimineața, rece, indiferent cât e de frig, motorul termic nu pornește să se încălzească, cum fac alte hibride. Nu. Pleci în electric. Atâta timp cât ai bateria, deci dacă seara ai ajuns și bateria a fost încărcată cât de cât, e la jumătate, în momentul ai plecat electric și faci, nu știu, cum plec eu de acasă, merg așa pe un câmp frumos, merg electric și la un moment dat când ies la strada principală, acolo pornește motorul termic. Și asta e o mare șmecherie și este foarte interesant că au reușit să facă această sinergie de sub capotă, că în mașină se și încălzește foarte repede. Deci există un sistem care funcționează de la primul moment. În momentul în care ai apăsat butonul, poți să-ți acționezi și încălzire în scaun, în volan, ai masaj în scaun, ai tot felul de minuni ca să-ți fie bine ca individ în mașină. Dar în același timp, vă spun, în momentul în care a plecat motorul termic, deja începe să bage căldură mașină. Și asta este iară un lucru foarte șmecher și avantajos față de un alt hibrid. Am zis că nu vorbesc despre motorul ăsta, că mă enervează, dar trebuie să zic câteva cuvinte. La vremea apariției sale, că motorul termic nu este foarte nou, a apărut undeva în 2018 și a fost pe Infiniti. Eu am prezentat câteva mașini Infiniti, din câte mi-amintesc, și am avut o părere foarte bună despre el, dar n-am avut atunci niciuna cu motorul pe care îl avem aici sub capota acestui Qashqai. La vremea respectivă a fost considerat în top 10 motoare din lume de firma de consultanță Wards din Statele Unite. Tocmai pentru că avea acest raport de comprimare variabil care se obținea prin modificarea cilindrei. Și să zicem câteva cuvinte, chiar dacă nu mă preocupă foarte mult și sunt decuplat de treaba cu motorul ăsta termic, pentru că pentru mine e doar un generator, măcar așa ca idee să avem 2-3 vorbe despre el, să nu zicem că n-am vorbit. Deci ideea este că el poate să modifice raportul de comprimare între o valoare de 8 la 1 până la 14 la 1. Și
treaba asta se face sigur într-un mod foarte sofisticat, asupra căruia nu o să insist, dar se face folosind un actuator care variază lungimea cursei pistonului. Și prin lungimea cursei pistonului se mărește și se micșorează camera de arde, recte se mărește, micșorează cilindrea și se crește, scade raportul de comprimare după caz. De ce este interesantă treaba asta sau de ce s-au chinuit să facă treaba asta și ce scop are? Este o chestie destul de normală, pentru că majoritatea motorizărilor termice au această problemă, funcționarea variată de la turație joasă la turație mai mare. Am povestit de foarte multe ori cu motoarele cu 2 supape pe cilindru la turație mai ridicată, doar 2 supape erau insuficiente ca să scoți maximum de performanță din motor și deci practic acolo motorul nu mai avea aer, cum se spune. Au apărut motoarele cu 4 supape pe cilindru, la fel motoarele cu 4 supape pe cilindru, deși erau avantajate la turații mari pentru că puteau compensa acea lipsă de aer de la motoarele cu doar 2 supape pe cilindru, cele cu 4 însă apărea problema ce se întâmplă la turații scăzute și fiecare constructor, fiecare producător încerca pe cât se poate să vină cu ceva. Cei de la Nissan, prin introducerea pe Infiniti a acestui sistem, au avut o idee mai diferită și în cazul lor treaba funcționa în felul următor. Practic, în zonele de solicitări reduse, adică de, noi nu mai putem să spunem acum de cerințe neapărat de putere, că nu despre asta era, noi vorbim de cerința de generare de energie electrică, dar și această cerință de generare de energie electrică e la fel ca în cazul unui generator obișnuit cu motor termic. Se face în funcție de turație și ce cauți tu ca motor atunci. Nu mai cauți neapărat puterea și cuplu, că nu te mai interesează, ci cauți eficiența. Da? Eficiența. Eficiența în toate regimurile de funcționare. Că funcționezi la 1000 de rotații pe minut sau funcționezi la 5500 rotații pe minut, te interesează să fii cât mai eficient. La acest motor, în scenariile de putere de necesar, de energie scăzută, să spunem, în care motorul funcționează cumva neforțat, cum ar fi ce situații? Situațiile în care ai tu rulezi cu mașina constant și poate că bateria sistemului hibrid este suficient de încărcată încât trebuie să-i dai un flux constant de energie, nu foarte mare. Pornește motorul termic, evident că altfel n-am discutat despre el, dar cerința de energie nu este foarte mare. Și atunci, în această situație, ce vrei? Vrei practic să ai un raport de comprimare mai mare, în așa fel încât să ai un consum mai mic și emisii mai scăzute. În timp ce, în momentul în care bași piciorul în pedala de accelerație și ai o pretenție mai mare de la motor, în momentul ăla este mai bine să ai un raport de comprimare mai scăzut și motorul se modifică fără intervenția utilizatorului, tu nu ai ce să-i faci, adică el face automat treaba asta în funcție de regimul de la care funcționează și practic îți scade raportul de comprimare în așa fel încât să poți maximiza ce? Îi crește și puterea, practic, în situația. Să poți maximiza puterea, care acea putere să fie convertită, evident, cu maximum de eficiență în energie electrică. Deci asta este, dacă vreți, băbește povestea acestui motor în 3 cilindri cu raport de comprimare variabil de pe Qashqai e-Power. Ce mai este interesant la mașină și e greu să explici, cel mai ușor îți dai seama conducând mașina, pentru că sunt N situații la un hibrid pe care poți să conduci 2-3 mii de kilometri și să nu treci prin toate situațiile în care să vezi exact cum se comportă hibridul ăsta sau altul. Deci mai avem o chestie interesantă
și o să mă auziți că eu m-am referit pe parcursul acestor filme de mai multe ori la ea, și anume senzația că dacă turezi motorul în gol, nu ești neapărat corelat cu pedala de accelerație, așa cum se întâmplă la un motor normal. Ei, treaba asta ar trebui să cumva să nu te deranjeze când conduci. Deci tu să nu sesizezi că, domne, ai apăsat pedala, motorul electric răspunde într-un fel, dar să simți că motorul termic nu e corelat, pentru că te va deranja pe tine ca șofer care treci de la o mașină normală la o mașină hibrid cu tentă electrică, da? Pentru că ea merge tot timpul electric. Și cei de la Nissan s-au gândit să facă un sistem care se numește Linear Tune, adică un fel de ajustare liniară, dacă vreți să traducem, care cumva face ca... am eu un cuvânt care îmi place foarte mult. Modulează feeling-ul pedalei de accelerație în așa fel încât să fie în acord cu intervențiile motorului termic, în așa fel încât tu în mașină să nu sesizezi că motorul termic sare de la, nu știu, 1500 la 3000 de rotații pe minut sau altfel. Deci îți dă o senzație de normalizare, ca și cum motorul ăla termic chiar lucrează împreună cu motorul electric ca să-ți miște mașina așa cum te aștepți la un hibrid normal. Chestia asta este făcută doar ca să păcălească într-un fel creierul, senzația pe care ți-o dă mintea atunci când mergi. Să nu simți că ceva nu se corelează. Deci tu, cum aș explica eu, tu fără acest mod de ajustare fină, ai simțit practic că accelerezi, mașina are o anumită rată de accelerare, dar zgomotul motorului termic este în neconcordanță cu ce se întâmplă acolo. Fie e prea mic, fie e prea mare, sau ți se pare ceva care nu se corelează cu ce se întâmplă în momentul ăla cu mașina. Și atunci ei au făcut treaba asta ca să rezolve problema.